Contează foarte mult în viața aceasta cum definești pe oamenii din jurul tău. Un adolescent de 16 ani a fost diagnosticat cu cancer și mămica lui a zis: vor să vină colegii să te vadă, la care a strigat: nu, să nu vină nimeni. Și mama a zis: dar de ce? Că te iubesc. Și atunci el a zis: nu vreau să mă vadă așa. Că era la chimioterapie, căzuse tot părul și știți, adolescenții. După ce a terminat chimioterapia și a fost externat, dus acasă, mama a intrat cu el în casă și când a intrat, toți au strigat: surpriză! Și toți colegii lui erau acolo. Dar știți de ce? Știți ce-i frumos în povestea asta? Că toți colegii lui s-au tuns zero. Ca să simtă că iubit. Stăm cu putere în zilele acestea. În această seară știți ce aștept de la voi? Aștept de la voi să nu fiți cei care plângeți, ci să fiți cei care vă ridicați alături de păstori și ne rugăm pentru Magda ca Dumnezeu să-și întindă mâna. Avem un Dumnezeu viu și atotputernic. Petru a învățat de la Domnul Iisus Hristos să nu stai în preajma oamenilor care ți înmoaie inima. În această seară credem într-un Dumnezeu care este atotputernic, un Dumnezeu care este în control și un Dumnezeu care face minuni, binecuvântat să fie numele Lui. Crede cineva în această seară? Crede cineva în această seară? Dumnezeu din cer, orice plan ar fi făcut, Dumnezeu se întoarce din planurile Lui. Și dacă sunt oameni care în această seară strigă și sunt oameni care în această seară și înalță grasul și oameni care nu dau înapoi și oameni care vor să lupte până la capăt, Dumnezeu din cer se lasă înduplecat. Aceasta este nădejdea noastră și aceasta este credința noastră. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și vă spun vouă în această seară, delimitați-vă de toți oamenii care vă taie calea și vă înmoaie inima. Delimitați-vă de toți oamenii care vă spun altceva decât să vă încredeți în Dumnezeu. Depărtați-vă de toți oamenii care vă spun că lângă soția ta nu ți-e bine. Depărtați-vă de toți aceia care vă fac să închideți Biblia și să deschideți alte surse de informare și stați lângă Sfinții lui Dumnezeu. Asta întotdeauna a înmuiat biserica lui Dumnezeu, întotdeauna asta a înmuiat lucrarea lui Dumnezeu, întotdeauna asta a făcut ca lucrarea lui Dumnezeu să nu fie puternică. Stați lângă oameni care să cunoască pe Domnul, stați lângă oameni care umblă cu Iisus Hristos, stați lângă oameni care au învățat de la Iisus Hristos, stați lângă oameni care fac doar ceea ce au văzut la Domnul Iisus Hristos. Nimic n-a făcut Petru afară de ceea ce a văzut la Domnul Iisus Hristos. A scos afară pe cei ce plâng, pentru că chiar dacă iau milă, chiar dacă iau sentimente din acestea de compasiune, nu-i loc atunci când stai înaintea lui Dumnezeu cu o lucrare atât de importantă de lacrimile acestea. Omul lui Dumnezeu e stâncă ca și stânca veacurilor. Omul lui Dumnezeu este granit în bătaia vântului. Pentru că Dumnezeul nostru este în control. Mărire lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Nici o clipă să n-accepți în mintea ta altă idee decât aceasta: Dumnezeul meu e viu și Dumnezeul meu lucrează. Și cât încă este răsuflare în mine, voi striga către Dumnezeul care poate totul în noi toți. Binecuvântat și mărit să fie El. Nu numai ei, ci noi. Atâția oameni avem în casă. Mâna sus cine are un bolnav acasă. Mâna sus cine are un bolnav. Uită-te, Doamne, la noi în această seară, căci ești Dumnezeul atotputernic. Am în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu să dea putere și să lase un delemnul Lui și peste tine și peste noi și în această seară Dumnezeu să vindece. Încă o dată vă spun, tinerilor, ascultați ce vă spun. Oamenii lângă care stați sunt oamenii care o să vă determine pașii pe care îi faceți în viață. Acum 3 săptămâni a venit la mine o tânără de la noi din biserică. 3 ani mai înainte venise să-mi spună că s-a hotărât să se căsătorească. Și am zis: foarte bine, slavă lui Dumnezeu. Dacă ne-am aflat cu cine vrea să căsătorească, n-am mai spus nimic. Cu un tânăr care era în afara bisericii, nu cu un om credincios, și am spus: ce faci, puiule, de ce vrei să te duci după un asemenea om? Lasă, zice pastore, că vreau să spun că pocăiții nu sunt chiar așa cum crezi dumneata și băiatul ăsta e bun și băiatul ăsta știe să poarte mai frumos decât cei din biserică. Și am spus: poate, că Dumnezeu să ne ierte, că noi n-avem maniere când suntem în casa lui Dumnezeu, dar pocăitul e pocăit și în ceasul încercării pocăit și ce Dumnezeu a pus în sufletul lui se va vedea în criză și în ceasul încercării. Poate că nu avem maniere, poate că nu știm să ne exteriorizăm, nu știm să ne purtăm și asta e greșeala noastră, așa cum o fac cei din afară, dar în ceasul încercării Dumnezeul nostru este acela spre care căutăm. De-aia e bine să iei un pocăit,
Că viața nu este o plimbare pe bulevard. Viața nu este doar o înșiruire de evenimente fericite. Viața este o luptă continuă în care ai nevoie de cineva care să fie preot în casa ta, să pună genunchii jos, să postească și să creadă că Dumnezeu este acela care dă toată rezolvarea și biruința. Amin. Acum a venit să-mi spună că vrea să divorțeze, că l-o bătea, o snopea în bătaie. Și a zis, am venit la dumneata pentru că știu că ai fost avocat și poate mă poți ajuta. M-am uitat la ea și am zis, măi copilo, tu ai venit pentru un avocat? Hai întoarce-te la Dumnezeu care te primește cu mâinile largi. Vino înapoi în biserică și găsește-ți din nou locul cu Domnul Dumnezeu. Încă o dată spun în această seară și nu știu pentru cine vorbesc. Ascultă-mă, fă pași de lângă oamenii care stai inima. Depărtează de aceia care te fac ca între tine și Dumnezeul tău să intervină o distanță și să aveți în preajma voastră oameni puțini, dar care vă aprind inimile pentru Dumnezeu. Nu pot fi prieten decât cu prietenii lui Iisus. Nu pot să fiu prieten decât cu prietenii lui Iisus. Nu-mi găsesc plăcerea decât în oamenii care își găsesc la rândul lor plăcerea în Iisus. Pentru că aceia oameni sunt cei cu care vei putea merge înainte. Sunt atâtea lucruri pe care aș putea să vi le spun această seară. Am venit într-o seară la 2 dimineața, eram după o evangelizare și în seara asta am avut emoții și tot felul de sentimente amestecate. Am venit pe la 2 dimineața, m-am așezat pe canapea și am avut un sentiment că intru într-o depresie și într-o deznădejde. Mi se părea că nu mai are niciun rost să fac ceea ce fac. Era o suită de întâmplări care mă făcuseră să fiu extrem de mâhnit, reacții pe care nu le înțeleg, slujitori de-ai mei pe care nu-i înțeleg câteodată. Și stând acolo pe canapea în întuneric, soția mea dormea, copiii mei dormeau, m-am rugat lui Dumnezeu spunând, Doamne, simt că nu mai pot să fac un pas înainte. Și atunci pe telefonul meu a licărit un SMS și cineva mi-a scris spunând, o prietenă de familie, a zis, nu știu ce se întâmplă cu tine, pastore, dar Duhul Domnului m-a trezit. Eu nu o să mai duc să mă culc până când nu mă rog ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce ai nevoie. La 4 femei aceasta încă se ruga și Dumnezeu din cer mi-a vorbit, a coborât, Dumnezeu m-a vindecat. Ce bine să ai lângă tine pe cineva cu care să poți să împarți greutățile. În această seară să te facă Dumnezeu un stâlp în casa Lui, să te facă Dumnezeu un prieten al lui Iisus și în această seară să-ți faci curățenie în viața ta, să-ți faci curățenie în relațiile tale, pentru că n-ai nevoie în viața ta decât de oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Glorie Lui în veci! Spune Biblia că în momentul când Petru era în odăița de sus, a îngenunchiat și vreau să vă spun, iubiții Domnului, și să primiți cuvântul acesta. Nu știu de ce un vânt din ăsta rău a dat peste noi și lucrurile slabe atât de ușor le dobândim și lucrurile care sunt puternice, atât de greu le învățăm. Și vreau să mă audă cineva în această seară. Petru a îngenunchiat și nu-l vedea nimeni decât Duhul Domnului. Ce faci, Petre? Domnul nu te vede nimeni, poți să stai și așezat, poți să stai și cum vrei tu. Da, eu l-am văzut pe el în grădina Ghețimani cum stătea prăbușit înaintea lui Dumnezeu și eu nu pot să fac decât ceea ce face el. Rugăciunea nu e așa cu mintea într-o parte, nu este cu un ochi pe telefon să mai citești un SMS. Rugăciunea înseamnă să te ascunzi în Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă să închizi ușa la odăiță, să dispară tot și să coboare El și să rămână El. Rugăciunea înseamnă respect și înseamnă reverență. Noi nu stăm de vorbă în această seară cu cineva oarecare. Noi stăm cu Dumnezeu care stăpânește în cer și pe pământ. Și este nevoie să ne redobândim evlavia. Este nevoie să ne redobândim reverența în fața Dumnezeului care ne vede și ne cunoaște. Și în această seară vreau să spun următorul lucru, că Petru a îngenunchiat în odăiță când numai Dumnezeu din cer îl vedea, pentru că asta a învățat de la Iisus Hristos și mă rog în timpul acesta, iubiții Domnului, să ne redescoperim reverența cu Dumnezeu, să ne redescoperim evlavia. Mă aude cineva? Nu copiați gunoaiele, ci țineți-vă de Biblie. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos,
Lăsați în viața voastră ca respectul față de Dumnezeu să domine. Atâtea atitudini pe care eu nu le înțeleg, frații mei, surorile mele, este sensibil Duhului Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu coboară acolo unde găsește inimi pregătite. Hristos, când a intrat la Paște, spune Biblia, va fi o odaie sus care va fi așternută și pregătită. Că El nu intră în locurile nepregătite și nu mă refer aici la o culoare anume, nu mă refer aici la un lucru anume, ci mă refer la respectul și reverența noastră. Și să mă auziți clar în această seară, în Biblie spune că Iisus Hristos este Domnul locașului de închinare, aici domnește Iisus Hristos, aici împăratul nostru este prezent. Și asta înseamnă că în prezența Lui, nu eu trebuie să vă spun încetați cu vorbăritul, nu eu trebuie să vă spun opriți telefoanele, nu eu trebuie să vă spun lucrul ăsta nu este bun, ci inima voastră trebuie să vă spună lucrul acesta. E falimentul meu ca păstor în ziua în care trebuie să-i spun bisericii, închide telefonul. E falimentul nostru ca și copii de Dumnezeu în momentul în care vine cel de la ordine să spună ai grijă că ținuta ta nu este bună. Ce faci, Petru? Îngenunchezi în fața aceluia care are toată puterea în cer și pe pământ și nu-mi permit să fac altfel. De ce? Pentru că Dumnezeul meu să coboare, ca Dumnezeul meu să vindece, ca Dumnezeul meu să ridice povara, ca Dumnezeul meu să-mi aducă soțul înapoi, ca Dumnezeul meu să mântuie copiii mei. Nu numai în genunchi, Doamne, ci mă întind înaintea Ta și mă aștern la pământ. Nu-i durerea suficient de mare, că alminte ați găsit calea. Nu-i durerea suficient de mare. În ziua care durerea te copleșește, stai înaintea lui Dumnezeu și nimeni și nimic decât El și tu și prezența lui Dumnezeu este cea pe care o cauți. Vă spun lucrurile acestea pentru că vă iubesc, iubiții Domnului. Ascultați ce vă spun. Soția mea m-a învățat un lucru într-o zi când m-am întors de la biserică. Eram după primul an de pastorație și atât mă chinuiam fiecare săptămână, munceam pentru o schiță la sfârșit de săptămână, 3 puncte pe culori. Mă duceam la biserică și așa mă străduiam și la un moment dat m-am întors cu mașina spre casă și soția era cu mine și am întrebat-o, Mina, cum ți s-a părut astăzi la biserică? Și Mina m-a întrebat, pentru că e o fată deșteaptă, tu mă întrebi cum a fost la biserică sau cum ai predicat tu? Mi-a fost rușine și mi-a părut rău că am întrebat. Am mai puteam să... I-am zis, da, aș vrea să... Da, de fapt eu m-am întrebat cum am predicat eu. Ce sunt. La care soția mea mi-a spus cea mai proastă predică pe care m-a auzit-o vreodată. Sigur că s-a făcut o tăcere în mașină. M-am supărat, sincer, m-am supărat foarte rău. Să vă spun de ce m-am supărat. Nu pentru că n-aș mai fi avut predici proaste. Ba, eu sunt convins că au fost destule, Domnul să mă ierte. Dar cea mai proastă predică, adică după mine linie. Și soția mea atunci, și ce mi-a spus? Mi-a zis, vezi Florine, tu mă întrebi și când îți spun adevărul te superi. Tu nu înțelegi, zice ea, că eu te iubesc. Și pentru asta spun adevărul. Dumneavoastră, de ce crezi că eu vă spun ceea ce vă spun? Am eu o problemă? Eu mine plec. Problema mea este aceasta, că eu doresc în această seară Dumnezeu din cer să ridice poverile. Amin. Îmi doresc prezența Lui mai mult ca orice. Și vreau ca Dumnezeu să coboare și pentru aceasta noi trebuie să fim în atitudinea potrivită. Noi trebuie să fim oameni evlavioși, noi trebuie să fim oameni care să îngenunchem înaintea Lui, noi trebuie să fim oameni care să știm că în fața Lui Dumnezeu nu putem sta oricum. Păzește-ți piciorul când intri în casa Lui Dumnezeu. Le spun multor oameni în biserică și sunt destui dintre frații și surorile care vin la Betel ca să certifice. Faceți-vă un serviciu și duceți-vă și plimbați-vă dacă nu aveți chef de biserică. Nu stați, că nu-i niciun câștig. Mai bine mergeți, mâncați o înghețată, plimbați-vă pe stradă, dar dacă ai venit aici în prezența lui Dumnezeu, spune-i Domnului, sunt gata să mă închin. 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 Sunt gata să stau în prezența ta și te doresc mai mult decât dorește cerbul izvorul de apă. Însetează sufletul în mine de dorul tău și de la marginea pământului te strig, Doamne, du-mă pe stânca pe care nu mă pot duce singur, Doamne. Ridică-mă, ochii mei stau, se uită și te întreabă, când vei veni la noi? Vino, Doamne, și coboară
Și mă rog în această seară, Doamne, lasă peste noi, Doamne, Dumnezeul meu, Duhul Tău cel Sfânt, care să aducă inima noastră în prezența Ta, într-o atitudine cuvincioasă și Tu să spui amin. Spune Biblia, iubiții Domnului, că Domnul Iisus Hristos numai că a îngenunchiat, Petru numai că a îngenunchiat, dar Petru a început să se roage. Știți, dintre toate lucrurile pe care le-a făcut Hristos, un lucru i-au cerut ucenici. Nu i-au zis, învață-ne să predicăm. Puteau să o spună. Și nimeni n-a predicat ca Iisus Hristos și nimeni nu va predica vreodată ca Iisus Hristos. Dar în momentul în care au văzut că ei s-au rugat, 9 dintre ei s-au rugat, că 3 erau sus pe muntele Taborului, și când au văzut că 9 dintre ei s-au rugat pentru un copil epileptic și copilul acela nu s-a vindecat, și oamenii au început să vorbească, pentru că oamenii nu vorbesc când avem o predică proastă, dar oamenii încep să vorbească când la biserică ne rugăm și nimic nu se întâmplă. Oamenii niciodată nu s-o comentezi la un cântec care mai reușit să nu mai reușit, dacă te rogi și nu se întâmplă nimic, oamenii încep să vorbească și au tot dreptul să vorbească, pentru că noi spunem că Dumnezeu nostru e viu. Dar ei au zis Domnului Iisus Hristos, învață-ne să ne rugăm. Învață-ne să ne rugăm, pentru că asta ar trebui să învățăm noi, să ne rugăm. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă există astăzi, iubiții Domnului, ceva care este neglijat, adică, stai să vă spun un lucru. Eu spun câteodată fraților mei care mă întreabă ce mai e pe la Betel și le spun ce e pe la Betel. Noi ne întâlnim luni la post și rugăciune și avem o rugăciune de vreo 3 ore, la care frații se miră, iar eu mă mir că ei se miră. Adică cum să străiești viața fără rugăciune? Frații mei, mă aude cineva ce spune în seara asta? Și mie mi se pare că nu-i suficient timp pentru câtă nevoie de rugăciune există. Cunosc oameni care se roagă zilnic, 5-6 ore pe zi și o spui ce fac oamenii aceia. Exact ce faci și tu, merg la serviciu. De la 4 dimineața sunt în picioare și stau câte 3-4 ore. Știu o mulțime de oameni care la 2 dimineața Duhul Domnului trezește și nu se roagă pentru ei, se roagă pentru alții. Vreți să vă spun un lucru? În momentul când începe o viață puternică de rugăciune, veți vedea ce n-ați văzut în viața voastră și veți trăi ceea ce n-ați trăit în viața voastră. Petru n-a spus nimic special, n-a făcut nimic special, n-a chemat pe nimeni în mod special, ci Petru a îngenunchiat și s-a rugat. Binecuvântat să fie Domnul. Petru s-a rugat, asta spune Biblia. S-a rugat pentru că Petru a înțeles că toată biruința Domnului Iisus Hristos este în rugăciune. Și eu vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului, orice lucru faceți în viață, să-l faceți cu rugăciune. Să nu vă permiteți să faceți nimic fără rugăciune, pentru că s-ar putea să fie... Să te rogi lui Dumnezeu. Să te rogi lui Dumnezeu. Să te rogi. Aș vrea să închei, că timpul este înaintat și noi am stat foarte târziu în această seară. Aș vrea să vă închei cu un ultim lucru. Și până la urmă nu despre Tabita este vorba și nu e vorba nici despre Magda. Ci până la urmă este vorba despre noi și părtășia noastră și este vorba despre ce ar trebui să facem în viață. Un singur lucru. Să faci numai ceea ce a făcut Iisus. Odată Domnul Dumnezeu mi-a spus într-o descoperire să stau de vorbă cu cineva care avea niște probleme. Și deși a părut puțin ciudat, Domnul mi-a zis, spune asta. Punct cu punct mi-a zis Domnul ce să-i spun. Și Domnul m-a avertizat spunând, și nimic altceva. Sta de vorbă cu omul acela și i-am spus ce mi-a zis Dumnezeu, punct cu punct. Și ce s-a întâmplat? Am văzut cum omul se prăbușește. Și după ce am tăcut, m-am mai gândit să mai adaug ceva, să explic. În secunda numărul 1, starea omului acela s-a schimbat. Și tot ce am făcut, am stricat. Din nou s-a întărătat, s-a învârtoșat, a devenit îndărătnic și n-am mai putut să fac nimic. M-am dus acasă și în timp ce mă duceam, plângeam și spuneam, îți jur, Doamne, că de acum încolo nu o să spun un gram în plus mai mult decât spui Tu. Ține-te strict de ceea ce spune Biblia. Ține-te strict de ceea ce învață Dumnezeu și vei fi fericit în ceea ce vei face.
indiferent ce greutăți vor fi. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care vrea să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Și să mergem pe cărarea cea dreaptă. Așa să ne ajute Dumnezeu. La un moment dat spune Biblia că Petru s-a uitat spre Tabita și a zis: Tabita, scoală-te. Dar de unde ai învățat tu, Petru, cuvintele astea? De la Iisus. Pentru că într-o zi m-am uitat când a zis: Talita cumi, scoală-te, fetiță. Și fetița s-a sculat. Eu nu-mi permis să spun o vorbă mai mult decât a spus Iisus. Mă țin strict de ce e scris și mă țin strict de ce am învățat de la El. Și voi spune clar adevărul în față. Domnul servește un vin, nu că sunt cu mașina. Nu, că sunt cu Hristos, nu cu mașina. Nu voi minți de dragul Lui, nu pentru că așa sunt eu, moral. Eu nu obișnuiesc să mint. Eu obișnuiam o grămadă să mint. Până a venit Iisus Hristos, înălțați-i numele, afirmați și rostiți cuvintele Lui. Spuneți neauși în față ce ați învățat de la El. Spuneți minciunii, minciunii, neadevărului, neadevăr. Spuneți ticăloșii, ticăloșii. Spuneți fratelui vostru, frate scump. Dregeți cuvintele cu sare, că ai ajuns nimic mai mult decât un vas în care mai multă ocară există. Nimic altceva decât ce Iisus Hristos ne-a spus: iubiții Domnului, atâtea lucruri străine locuiesc în noi. În ziua necazului știți ce va ieși din inimă? Cu putere, ce ai strâns? Pastorul Dinu Pop de la Oradea a trecut printr-o mare problemă, o tumoare extraordinară. A intrat în comă și am fost la el la spital, pentru că această tumoare a fost la creier, și absolut nu mai era stăpân pe nimic din ceea ce spunea și mi-a spus după aceea că nu mai avea putere. Știți ce făcea omul acesta în timp ce era în comă? Am îngenunchiat lângă el și am plâns. Știți de ce? Pentru că în tot timpul comei rostea numai psalmi. Din inima lui se ridica ceea ce a pus. Să nu mai fie între noi cuvinte îndoielnice și cuvinte care nu sunt de la Dumnezeu, ci să vorbim numai cuvintele lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta, să ne dea putere. În această seară, tăria noastră e cuvântul Domnului, tăria noastră e făgăduința Lui, tăria noastră sunt promisiunile Lui, ceea ce Dumnezeu a promis va face. N-am altă putere decât puterea Scripturii, n-am alt adevăr decât adevărul Scripturii și nu voiesc ca știi altceva decât ce Dumnezeu a lăsat pe paginile Scripturii. Tabita, scoală-te, nu te rog, nu, nimic în plus, cuvânt cu cuvânt ce a spus Dumnezeu. Și apoi, parcă n-ar fi fost destul, ce faci, Petru? Întind mâna. Când a deschis ochii Tabita, Petru i-a întins mâna și a apucat-o de mână și spune Biblia că a ridicat-o. Ce faci, Petru? O, zice el. A fost o noapte când erau valurile sus și vuia vântul. Și am strigat spunând: scapă-mă, Iisuse, că mă scufund. Și atunci el mi-a întins mâna, m-a apucat de mână și m-a scăpat de valuri. Nimic altceva fac decât ce a făcut Iisus Hristos, să întind o mână. Întindeți o mână către cei ce pierd și faceți ce a făcut Iisus cu fiecare dintre voi. M-ai scăpat din groapa pieirii, m-ai ridicat din mijlocul valurilor când era gata să mă înnec. Ionatan Piroșcă, un poet creștin deosebit, voi nu știți cei mai mulți dintre voi, îl găsiți dacă vreți să citiți. Când era copil, mergea cu sania trasă de cal. Și era cu fratele lui, el era în spate, fratele în față, ningea, viscolea și se apropia de satul unde trebuia să fie. Și la un moment dat, când a făcut sania așa ușoară curbă, fiindcă el a țipise, l-a zburat din sanie. Până să se dezmedicească, până să se ridice, striga: tată, tată! Tata mergea cu sania înainte. Și să plângă și a strigat: frate, frate! Sania mergea înainte. Iar a strigat: tată! Și la un moment dat
Se oprește Sania și tata întoarce. A venit tata și el cu lacrimile și roinde pe obraz. I-a spus: tată, m-ai auzit când am strigat? Și el a zis: nu. Frate, a zis el, m-ai auzit când am strigat? Și a zis: nu. Și atunci a zis: cum deci ați oprit Sania? La care fratele a zis: mi s-a făcut rece în spate. Îl ținea în braț și când a căzut de pe Sanie, s-a făcut rece în spate. Ce se întâmplă, Doamne, cu bisericile noastre de sân reci? Păi tot cad oameni. Mai cade unul, mai cade altul, că noi nu simțim. În această seară ne-am strâns aici să spunem că noi vrem să fim ca Iisus. Striga Bartimeu: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, și toți îl certau spunând: taci. Și el mai tare striga. Și Hristos, în larma aceea, s-a oprit, s-a dus la el și a zis: ce vreau să-ți fac? Ce vrei să fac? Ce, dă-mi ochi, că vreau să merg și eu la Ierusalim cu tine la sărbătoare. Niciodată n-am văzut sărbătoarea și niciodată n-am fost la sărbătoare. În această seară aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. Aș vrea în această seară să fac ceea ce a făcut Iisus, să fiu prieten cu cei ce sunt prieten cu Iisus și nimic în plus să nu fac decât ceea ce a spus Iisus. Vă rog să vă ridicați.